Contractul de finanțare pentru acest proiect a fost semnat de primarul Craiovei pe 19 februarie anul acesta, iar ulterior a fost semnat și un act adițional de modificare a procentelor de finanțare. Inițial, contractul de finanțare pentru achiziția 16 autobuze electrice, extinderea sistemului de management al traficului și reorganizarea circulației în zona centrală a fost semnat cu o cotă de finanțare de 25% din partea Comisiei Europene. Acum s-a semnat un act adițional la contractul de finanțare prin care se modifică acest procent de 75% cofinanțare în doar 2%. Astfel, în loc de peste 12 milioane de euro, se vor plăti 300 de mii de euro. Proiectul presupune livrarea 16 autobuze electrice și instalarea 16 stații de încărcare lentă și 4 stații de încărcare rapide pentru acestea, precum și semaforizarea și includerea în sistemul actual de management al traficului a 5 intersecții de pe traseele de autobuz. Licitația se află în acest moment în analiză.